Salutare tuturor, bine v-am regăsit pe canalul meu. Numele meu este Olga, iar clipul de astăzi va fi despre haine, cu și despre haine. Mai exact, ce haine mi-am cumpărat în ultima perioadă? Sunt câteva, nu sunt exagerat de multe. Sunt multe, dar nu exagerat de multe. M-am făcut înțeleasă? Nu știu. Ok, haideți să trecem la haine. Ok, o să încep cu cele așa mai casual, mai de casă, dar și de așa toată ziua. Am acest tricou pe care în momentul de față îl port, nu în momentul de față, în zilele astea, îl port prin casă, scrie I love sleep because it's like a time machine to breakfast. L-am cumpărat din Pepco, eu iubesc tricourile de la Pepco. Bine, asta e de fapt o cămașă de noapte pentru că e mai lungă, însă eu îl folosesc ca tricou și îmi pun și pantalon scurs pe sub sau pantalon lung, depinde. Mai am unul și e pe gri și scrie tot așa cu negru. Sunt în jur de 10 lei, cred că așa am dat pe ele, și pe la gri l-am de mai mult timp și l-am tot spălat de 11.000 de ori și nu s-a dus absolut deloc scrisul ăsta și îmi place la nebunie, e foarte lejer și un material foarte bun, e 100% bumbac, din ce știu eu. Următoarea piesă vestimentară sunt acești pantaloni scurți pe care i-am luat acum o săptămână și puțin, cred. Sau... Da, o săptămână trecută cred că i-am luat. Nu. Ba da. Săptămâna trecută. Sunt pantalonii aceștia scurți de stat prin casă, pantaloni de pijama. Sunt cu multe inimioare, gri și roz. I-am luat din Auchan și cred că au fost 20 de lei. Un tricou pe care mi l-am luat pentru la sală, dar și pentru a-l purta prin casă, mă rog, e din Sinsei, cu Girl Power, asta scrie pe el. Are mânecile negre și în rest el e alb și îmi place super mult, e la fel de lejer și cred că din nou este 100% bumbac. L-am luat în ianuarie când au fost reducerile alea după sărbători și cred că am dat 12 lei, ceva de genul. Un alt tricou, pentru că, hei, de ce să nu am 11.000 de tricouri, dar în continuare îmi caut tricouri, pentru că acum s-a încălzit și... Da. Asta e luat din New Yorker, l-ați văzut că m-am mai filmat cu el, mi-a plăcut foarte mult ce scrie pe el, are o pană aici, nu știu de ce, și... Pe asta l-am luat din New Yorker, am zis, da, și cred că am dat 20 de lei sau 25. Și vine mai multe nuanțe și mi se pare că le găsiți și acum în magazine. Oricum, cei de la New Yorker au multe tricouri de-astea așa cu text și cu multe chestii drăguțe pe ca imprimeu. De asemenea, am și pe acesta de pe mine, pe care l-am luat tot săptămâna trecută, pentru că aparent am o problemă, pe care scrie Make Today Pretty și are aici o inimioară. Și l-am luat din C&A și a fost 14 lei, cred. Da, toate tricourile mele sunt foarte ieftine pentru că... și foarte simple de asemenea. Ok, mai departe, hai să vă arăt și los pantalones. Sunt tot pantaloni pentru sală, de fapt sunt niște colanți. Colanți gri, simpli, mă rog, gri pestriți, așa, nu știu cum să-i zic. Iar pe margine au o bandă neagră. În partea de sus, mă rog, au elasticul ăsta mai lat. I-am luat din New Yorker la reduceri și au fost 30 de lei, cred. Și sunt super, 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 super mișto pentru că în momentul în care transpir, nu se vede. Adică nu se pătează materialul, nu se udă, cum ar veni. Și e un material din ăsta care absorbe transpirația. Nu știu unde o duce, dar o duce undeva. Și îmi plac foarte mult. Sunt lungi, nu sunt 3 sferturi sau... Așa. Și tot în perioada reducerilor atunci mi-am cumpărat și această bluză, hanorac, nu știu cum să-i spun. Ideea e că eu am văzut aici că scrie Make your... Stați că citesc invers. Make your dreams happen. Citesc invers, că mă uit în oglindă. Și mi-a plăcut foarte tare că e aia. Aparent îmi plac chestiile care au ceva aici. Mă rog. După care am văzut că scrie ceva și pe spate. Dream on Dreamer.
O să vă arăt două perechi de pantaloni, de blugi mai exact. Ambii sunt de la Lidl, pentru că am obsesie cu Lidl. Primii sunt aceștia tip boyfriend, sunt arată cam așa, cât de bine se văd. Sunt din aceia foarte largi pe picior. A fost acum două săptămâni, cred că au fost în broșura aia de la Lidl și am dat 50 de lei pe ei. Mai aveau încă două modele, dar mie mi s-a pus pata pe modelul ăsta. Și aș fi vrut, cred că și aș fi vrut și alt model, un pic mai închis, mă rog, cu alte tăieturi, dar m-am oprit la o pereche. Și mai înainte să-i cumpăr pe aceștia, i-am luat pe ăștia negri, simpli, sunt cu talie mai înaltă. Nu am nimic, ăștia sunt skinny, mă rog, dacă ar conta la ceva. Sunt negri simpli cu 4 buzunare, 5, mă rog, cât ori avea ei, că mai au și chestia aia micuță. Că asta, aici, despre care știți-mi eu ceva, dar nu mai știu ce. Și pe ăștia tot 50 de lei am dat, nu știu dacă am zis, și îmi plac la nebunie. În materie de cămăși, mi-am cumpărat două pentru... De ce m-a dat pantă? Două. Când am fost acasă acum 3 săptămâni sau 2 săptămâni, am fost cu mama, eu sunt din Brăila, și am fost într-un magazin care se numește Mara, pe care... Cred că nu știu câte fetelor din Brăila îl știu. Eu am de acolo multe bluzițe, chestii și îmi plac foarte mult pentru că rezistă destul de mult. Asta este o cămașă albă simplă. Am postat eu o poză pe Instagram în care purtam un... are și un film de prote. În care purtam un lanț pe care tot așa vi l-am arătat eu un alt clip. E pur și simplu acea cămașă simplă, clasică, albă. Îmi place foarte mult de aici, la spate are chestia asta, vine așa, se așează foarte frumos. Are un buzunar aici în stânga, mă rog, doar ideea de buzunar, că buzunar în sine nu există. Și pe asta am dat 75 de lei. Dar următoarea, pe care tot așa cred că o știți dacă m-ați urmărit pe Instagram, dacă nu o faceți, Olga Tudose. Așa, asta e mai colorată și are imprimeul ăsta cu flori. E pe umeri, adică se poartă așa. Asta am dat 65, cred, sau 68, nu mai știu exact, sau 58. Între 50 și 60 de lei. Am observat că se poartă foarte mult imprimeul ăsta cu flori pe mai toate cămășile. O să vedeți multe broderii din astea cu flori și sunt foarte drăguțe. Aceeași cămașă o găsiți și pe Lashes, e 100 de lei, am văzut-o eu. Dar dacă sunteți în Brăila, hei! Mi-am cumpărat și o pereche de Adidas, pe care o să vi-i arăt acum. Sunt aceștia, sunt din Decimas, au fost reduceri, cred că mai sunt și acum, nu știu exact. Am avut de ales între ăștia și unii de la Adidas, eu nu mă mor după branduri, nu știu dacă... dar nu prea am chestii de brand. Astea sunt de la Vaio. Și mai scrie ceva cu P, dar nu mai știu. Polinesia, cred? Ideea e că sunt un pic murdare acum pentru că i-am purtat. Au aceste detalii cu roz. Aici sunt rose gold, așa îmi place mie să zic chestiile astea unde intră și returile pe aici. Și ăștia au fost 100 de lei, cred, 120 de lei, probabil. Și mi-am mai cumpărat un rucsac din acesta de toată ziua, pentru că eu... mai mult îmi place să folosesc rucsacuri să le țin în spate decât să am o geantă pe umăr, pentru că îmi cade și mă enervează și trebuie să am mereu grijă ei, nu știu. Însă cu rucsacul e mai ușor, prin urmare am acest rucsacel cu 11.000 de fermoare, are fermoarul principal aici, care e super compartimentat, are 11.000 de alte buzunărașe. Am două pe margine aici, pe aici țin chestia asta de șters ochelarii și... Na, cam atât pastile, nu știu dacă am.
Aici în față am un buzunar unde am numai chestii de mâncat, adică gume, bomboane, că eu nu mănânc gumă, am bomboane. Aici am chestii de-astea, șervețele de nas, șervețele umede, absorbante, la la la, un parfumel. Și mai are un spate aici, unde de obicei țin o pungă, dar acum nu am o pungă, pentru că mă duc peste tot, intru mereu în 19 de magazine și decât să iau mereu câte o pungă, mai bine țin una la mine și noi abac tot. Acesta a fost clipul meu de astăzi, dacă v-a plăcut nu uitați să dați un like, de asemenea vă invit să vă abonați la canalul meu pentru că postez destul de des după cum ați văzut, cel puțin mai des decât postam înainte. Și nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, pe Olga Tudose, am și pagina de Facebook Olga Tudose și noi ne auzim data viitoare cu un nou clip. Pa, pa!